Bună ziua din nou la Agroturism. Suntem într-o zonă superbă de sumut, în zona Bacăului. Ați văzut, am început să mergem prin toate localitățile din această zonă. Avem multe de văzut. Ne-am oprit undeva departe de drum, într-o zonă comănești, unde am descoperit, după ce am trecut de niște porți, o pensiune superbă. O altfel de idee de pensiune, aș putea spune. O idee în care o să o vedem dezvoltată de cei care sunt proprietari. Suntem alături de Bună Valentina Plai, bună ziua, bine ați venit la noi și, și soțul meu. Claus <laughs> Klaus, Domnul Claus și Valentina, Vedeți, este un cuplu mixt, doamna Valentina româncă domnul Claus din zona germană, din Dortmund. Veniți aici, înapoi în România, pentru că asta, de fapt, aici începe povestea cu această zonă și această locație unde suntem. V-ați reîntors în România, nu cu mâna goală. Nu ne-am reîntors și asta a fost și dorința mea, dar și dorința soțului meu. Și a propus, a intenționat, când va ieși la pensie, să ne retragem în România, dorința lui. Și eu am revenit acasă. Asta aici, e legătura, pe care aici 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 legătura cu zona aceasta, zona săului, a comăneștiului. Aici mi-am petrecut aproape fiecare vară, cutreierând prin păduri și scăldându mă în apele de aici, în împrejurim. Și ne bucurăm foarte mult să fim aici, să fim sănătoși și să avem un loc minunat în care ne simțim foarte bine și unde așteptăm ca toți cei care vin aici ca vizitatori să ne rămână prieteni și să se îndrăgostească ca și noi de aceste locuri. Domnul Claus, o întrebare. Sunteți atras de România atât de mult încât ați acceptat să vă reîntoarceți în România cu doamna Valentina? Asta e o idee a mea. Mai da, 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 da. mult. Da. Soția a spus, a, acum sunt în Germania, 30 de ani, înapoi da. la România, de ce? De, <laughs> ce, nu? de, ce, nu? de da. ce nu? De ce o afacere, doamna Valentina, în zona aceasta de turism? De ce nu puteți o altă afacere în altă zonă? Um, o afacere de turism, într-adevăr, pentru că ne plac oamenii. Și dorința noastră și plăcerea noastră a fost întotdeauna să avem să oaspeți. Nu să nu fim singuri și să avem oaspeți, să ne simțim bine cu ei și acești oaspeți să devină prietenii noștri, apropiații noștri, să vină cu plăcere la noi. Și ne-am gândit să oferim, să arătăm celor și de aici din țară și celor din Germania, prietenilor noastre, locuri unde simplitatea încă este la ea acasă, simtitatea naturii, a, a vieții de zi cu zi unde pot să mai simt vântul, ploia, soarele. Ce, gerul, Ceea ce vă place, ceea ce le... să, să împărtășim. Să împărtășim meleagul acestea minunate de aici, de la noi, felul nostru de a fi, ospitalitatea, vorba dulce, vorba frumoasă, bucatele noastre extraordinare, cu care i-am răsfățat și pe cei de acasă, din Germania, Acum vorbesc. Le gătați când erați acolo bu da. atât, bucate românești? Da, le găteam fiind moldovean, că erau renumiți cozonacii mei de Paști și Sarmalele. <laughs> I-ați obișnuit să mănânce românește. Da. Cel mai bun cozonac. Cel mai bun cozonac. Da, 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 da. Cel ce mai bun. Da, dacă -o laudați, nu o lăudați, nu vă ceartă, nu? Mai bine o lăudați acum, nu? A? Du lops, abă bă, Da, 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 adevărat. Da? E adevărat. adevărat. Da. E adevărat. Mm. Bun, ce va fi aici, doamna Valentina? Aveți uh, o primă iarnă în care deja a stat da. în această locație. Ați încercat-o, cum se spune, să da. vedeți cât de bine vă simțiți. Curta este foarte mare da. și aici aveți aduceți altfel de turiști, că nu neapărat să se cazeze da. înăuntru. Da, uh, Am intenționat și chiar am realizat un loc de campare, și asta dorim aici, să avem un loc de campare pentru cei care trec prin această regiune, care vor să poposească într-o într atmosferă familiară, într-o atmosferă ca la o grădină, frumoasă și să, să, se simtă bine, să se relaxeze, să nopteze, să doarmă bine, să, să, le pot arăta împrejurimile dacă vor să cu trăiere prin munți și sunt trasee extraordinar de frumoase aici pentru drumeții drumeții de o oră, două, trei la, cu anumite dificultăți sau fără, extraordinar de frumoase și pe care eu acum le cercetez Așa? Și cei care doresc să vină aici cu autorul LOTA sau și cu, și cu cortul, să se bucure de, de, de o pauză. O pauză de civilizație, de străzi, de zgomotul naturii. Să umle cu naturilor. picioarele, goale prin, iarbă, umle cu picioarele goale prin iarbă și, uite, chiar am avut deja un musafir care a venit deja acum motocicleta și primul meu gând a fost și l-am rostit, descălțarea. Să vezi cum e iarba românească. Da, exact. Foarte interesant, v-ați gândit, ok, să vin aici. Pe ce vă bazați că vor veni turiști români, turiști străini? Cum credeți că va fi un mix familii? ne gândim și la turiști români, care, care sunt foarte mulți, care să zic așa, vor Ancep să... să fie o modă să este... merge cu cortul și da, cu rulota. Da. Există este o, este o tendință și chiar am avut niște oaspeți care au venit, o familie foarte drăguță, cu o fetiță care au înoptat în cort aici. Mai multe arate cele mici, probabil. Cum Bineînțeles. Și cum să am făcut și foc de tabără, și uh, chiar ieri am fost cu o copiliță pe un părâu și la râu. Uh, sunt niște lucruri pe care copiii de la orași, din orașele noastre, nu le mai trăiesc. Să umble desculți prin râu, prin iarbă, să prin pădure, să umbli, să te joci dezinvolt și uh, cu un câine, cu o găină, să te uiți la ea. Sunt niște lucruri care copiii de azi nu le mai trăiesc așa... Uh, nu, nu, nu apucă nu să apucă. le și nu au unde. Nu au Bun. unde. Vin aici, se cazează, cum vor în uh, pensiune aveți și două camere. Vrem să le, să le oferim și celor aici? care hotărăsc să înopteze în cameră, în tot confortul. Pot închiria o cameră. Așa ceva. Stau în exact. autorulotă, stau un uh, cort? Da. Bun. Mănâncă la dumneavoastră? Dacă Ce doresc. Mănâncă? Ce, ce le gătim le, le gătesc uh, produse, mâncăruri, adică bucate tradiționale, așa, și dacă doresc le pot găti și bucate nemțești. Da, dacă vor să încerce, nu? <laughs> dacă vor să probeze Braduș, să încerce. crevuri, știi... știi... și sunt o mulțime și alte Sigur că feluri. Da. Dar, uh, dar în principiu voi să mănânc. Ce mâncați, domnul Claus? Mâncarea preferată românească care este? <sighs> Pastraf. Nu înțeleg, v-ați Credeți că va fi ușor, cum să spun, să uh, aduceți clienți, să-i uh, uh, mulțumiți și să plece de aici, eu știu, cu ideea că vor să revină? Că nu e ușor, să știți. Concurențe nu este. există. Adică... Există concurență, dar știți, pentru fiecare este. Uh, sunt oamenii potriviți pentru locurile potrivite și uh, cei cărora le va place aici la noi și se vor simți bine, vor reveni, vor vorbi despre noi. Noi vom încerca să fim foarte autentici, să se ne bucurăm de fiecare uh, turist, se spun așa, dar eu le spun oaspeți, uh, ca și cum mi am fi cunoscut întotdeauna. Așa și... e, oaspeți care trebuie să se transforme în prietenii familiei, nu? Da, de ce nu? Am înțeles. Știu că, apropo, de ce vreau, este un aflux. Mai devreme am, mă rog, în filmele pe care le-am făcut în zonă, am văzut românii întorcându-se acasă, continuând afacerile familiei. Există o tendință în acest moment. Românii încearcă să se întoarcă acasă, să facă lucruri. Au acumulat în afară bani, experiență și vin să o pună aici în practică. Iată, vin deja mulți străini care sunt îndrăgostiți de România de zonele acestea. Și uh, lucrul acesta nu, nu are decât să mă bucure, pentru că uh, România este o zonă neexplorată și neexploatată. Sau așa o vedem noi, îmi dați dreptate? Este o zonă neexploatată sau neexplorată, deci, într-adevăr. Da uh, îmi doresc uh, în această privință să, să păstrăm uh, și în, această, în România aceste locuri cât mai autentice, cât mai naturale și să oferim, să oferim un, un turism uh, chiar foarte aproape de, de natură, aproape de simplitate... Uh, și să oferim celor care chiar trăiesc în orașe mari, care au profesii foarte stresante, care nu găsesc timp în fiecare zi să aibă un contact cu natura, cu ceea ce se întâmplă, să găsească în aceste regiuni, în acest fel de turism, apropiat de naturalețe și de simplitate și de natură, relaxare, echilibru, bucuria de a fi, de a, de a trăi. Și Sper și îmi doresc ca cât mai mult să se ofere și acest gen de turism. Trebuie să vă întreb și lucrul astea, pentru că ați avut contact cu autoritățile, cu toată lumea. Aveți un, un prieten uh, german care la Cluj a, a început o afacere, toată zona da. turismului, i-a zis că a mers foarte repede acolo cu autorizațiile, cu da. tot ceea ce se întâmplă. Cum a mers aici? Aici a mers foarte repede, foarte ușor, fără -așteptați, nici... oare? Știți că erau mm, povești din astea? Asta este, că venind aici... Cei au toți. De, da, prietenii noștri sau cunoștințele noastre au încercat să spună nu vă apucați, că totul va fi foarte foarte complicat, foarte multă birocrație. Ei, uite că noi nu ne-am izbit de niciun fel de birocrație. Au fost și oameni la primărie sau de unde a trebuit să luăm toate aprobările foarte drăguți. Totul a mers minunat și nu putem spune, asta o bilă albă, nu, Pentru Da. Că este o bilă albă. E... și prietenii noștri din Cluj. Au aceeași experiență Pozitive. și pozitivă. Vedeți zona asta dezvoltându-se, afaceri care dumneavoastră, alte afaceri, infrastructura care aici, probabil că trebuie un pic lucrat, accesul turiștilor în zonele acestea. Sunteți optimiști în ceea ce privește, eu știu că România este pe un drum bun, că turismul românesc se dezvoltă, că veți contribui și dumneavoastră cu ceea ce faceți aici la. Ca lucrul astea să se întâmple și să avem ce oferi. Sunt convinsă. Suntem pe un drum atât de, de mult, și venind poate mai rar în România, am observat și de când ne-am stabilit aici ce schimbări extraordinare, pozitive s-au întâmplat. Trebuie să nu mai privite. Deci, experiența și dezvoltarea este foarte deosebită și bun. foarte bună aici. Adică, domnul Claus, acum că vă pun o întrebare directă. Ați constatat, venind aici, probabil în anii trecuți, din ce în ce ati. mai mult, ați constatat că lucrurile merg spre bine? Da, da, da și uh, orașul Cumănești este foarte frumos, mult uh, făcut, da, da äh, ist das mal durch wichtig wäre in Rumänien dass der Staat oder der Tourismus äh, mehr Journalisten einlädt aus Europa die auch über das schöne Rumänien berichten weil äh, was, was was nützt alles wenn es keiner weiß ne jetzt o idee Pozitive, locuri minunate, dar nu se știe în străinătate despre aceste locuri frumoase. Ne-ar trebui, adică îl spune promovare și soțul meu, o promovare printr-un jurnalism pozitiv, un jurnalism autentic în străinătate. Mulțumesc. Aici veniți la noi, unde noi da. facem la TV. Este exact ceea ce facem, de aceea ne aflăm și la dumneavoastră aici, de aceea. Am avut și asa discuție, împreună cu doamna Valentina și doamna Claus. Știți pe președintele nostru cum îl cheamă, nu? Da, da. da? Același lucru, da, ok. Ce să vă spunem? Ne bucură că v-am cunoscut. Noi, prin această emisiune, o să ducem mai departe mesajul dumneavoastră pozitiv că se poate face turism în România, că vă așteptați oaspeții aici, în locul dumneavoastră, și că le veți oferi o experiență de neuitat. Mulțumim și noi, și așa este și așa va fi. <laughs> Dacă printre între puținii din această zonă în care preparați cașul maturat. Există un anumit rețetar și, după cum se vede, suntem în pivniță unde el trebuie să stea o perioadă de timp. Da. Eu aș zice că sunt foarte bucuros că nu sunt singur. Pe valea asta mai avem încă trei colegi care încearcă cu destul de bun succes să matureze cașul cașul maturat putem să zicem că începe de la o lună, dar care deja are un gust bun, trebuie să aibă ce puțin trei luni. La mine, cașul are un gust pe care eu îl accept la vârsta de patru luni. Deci de atunci, ca... abia putem vorbi de caș maturat? Da, deci cașul pe care îl fac eu la vârsta de patru luni începe să aibă gustul pe care eu zic că se poate vinde. Văd că aveți și un termometru, trebuie să țineți cont de anumiți parametri? Da, l maturat ca și este foarte important temperatura și umiditatea aerului. Deci avem nevoie de o temperatură care să fie sub 20 de grade, 16-17 maxim, și umiditatea minim 75%. Și asta e. Este construită acum sau refăcută? Nu, este total nouă acum cred că de vreo lună am băgat primele cașuri în el. Deocamdată funcționează destul de bine. Eu mulțumit, sunt curios să văd cum o să fie la iarnă, dar e ok. Au fost investiție mare pentru atelierul nostru, dar cred că o meritat, că deocamdată lucrează foarte bine. Cașul văd că prinde și muncegai. Este bine, este rău, oamenii care ne privesc ce să înțeleagă? Depinde ce tip de mucegai este. Dacă avem mucegai de culoare albă sau albastră, verzuie, atunci este bine. Pentru că mucegaiul ăsta aparține familiei penicilin. Nu, nu mai știu cum să zic. Da, penicilina, se. Mucegaiul ăsta nu produce toxină și uh, ajută la formarea unui, unor gusturi mai interesante în caș. Deci pur și simplu da anumită savoare uh, produsului, nu? Da, da. Deci așa trebuie să arate un caș maturat, să înțeleg. Aici dacă ne uităm un pic mai de aproape, pe cașul ăsta avem mucegai alb și albastru, care e perfect. E foarte... Și toate astea sunt naturale, deci sunt uh, în atmosferă aici la noi. Deci zona asta montană e perfectă pentru acest tip de, de caș. Deci cei care vin aici o să mănânce, inclusiv de la dumneavoastră, cel mai sănătos și mai bun caș. Sperăm. Asta ne e țelul. Și altă chestie, să încercăm să menținem peisajul pe care îl avem în vale, pentru că peisajul îl avem datorită oamenilor și vacilor care muncesc. Oamenii fac fânul și vacile pască iarba pe pășune și în acest fel menținem un peisaj super frumos prin munca noastră. Și asta e produsul finit până la urmă. Deci numai caș produceți? Deocamdată facem caș, însă noi producem și un salam special pe Valea Dimeșului care este foarte gustos și extrem de ușor de vândut. Salamul ăsta. Nu, am zis de salam pentru că vaca are și carne, nu numai lapte. Nu. Și noi, în momentul în care o vacă devine prea bătrână sau viței, nu le ținem, le sacrificăm și prelucrăm carne, nu, nu vindem carnea vie. Și atunci iese un salam care e unic. Nu zice că pe lume, dar oricum eu în căruia. Un gust câte locuri am întrebat, am întrebat, avem destul de mulți turiști din Anglia, Scandinavia și vestul Europei, dar nimeni n-a auzit să, să fie undeva un salam care să conțină lapte dulce și... Lapte dulce? Da. Pe și lapte e dulce. ceva nou pentru mulți dintre noi. E ceva nou pentru mulți, însă pentru Valea Noastră e ceva tradițional și rețetă de sute de ani de strămoșii noștri care puneau și lapte dulce și uh, cartofi în salam ăsta. Și... Astea două lucruri sunt foarte uh, interesante pentru un om care perucrează carnele, cum să baci cartoful și laptele duce în salam. Noi îl băgăm și iese foarte bun. Și el îl maturăm, cel puțin trei luni, și are un gust extraordinar. Deci astea două produse, le facem din vaci și din peisajul nostru. Deci uh, să înțeleg că cei care vin în Valea Ghimeșului pot să descopere o bucătărie aparte, preparate nemai gustate de mulți și de-a de lungul timpului. Aici bucătăria din Ghimeș și, și produsele din Ghimeș sunt pe gustul gurmanzilor. Da, da. Avem, cum am zis, avem mulți turiști din vestul Europe și sunt foarte uimiți de gusturile astea pe care le avem. Eu cred 100% că primul și cel mai important lucru în Gustul mâncărurilor noastre sunt uh, alimentele de bază. Deci, primul lucru e pământul pe care îl avem, și după aia animalele pe care le creștem pe pământul ăsta, și vegetalele pe care le creștem, și modul cum le ținem, și modul cum le preparăm. Dar prima și prima chestie este baza. Deci, pământul și iarba care crește, că vaca sau vițelul care îl tăiem, care a mâncat numai lapte și fân, are carne, are un gust pe care nu îl găsești în niciun restaurant. Pentru că asta dă diferența. Dă diferența. E diferența unui așa. Am dus odată un vițel în Ungaria la un mare maestru care bucătar gătește la evenimente foarte mari și a fost extraordinar de uimit. Cum poate să fie carnea de vițel de acest fel, că e niciodată în viața lui n-am mai mâncat așa ceva. Pentru că în industria Mare nu se poate cumpăra așa ceva. Dacă ar fi să ajungă aici, ce obiective ar putea să viziteze din punct de vedere turistic? În primul rând, poate să viziteze. Case tradiționale, să se împrietenească cu oamenii al locului, să cunoască cultura, și asta, cred că, îi face ca omul să aibă o altă deschidere vis-a-vis -vis de viață. Deci, cunoscând mai multe culturi, nu neapărat pe a noastră, că fiecare loc are altă cultură, deschide orizonturi. Eu cred că cunoașterea mai multor culturi deschide orizonturi, în perspectivă. Odată ce turismul s-ar dezvolta în această zonă, tinerii ar rămâne, nu ar mai fi acea migrație a populației către alte zone urbane și de ce nu în străinătate? Presupunem că se poate și dorim să promovăm aceste valori din motivul din care să oprească tinerii, să, vadă, să încercăm să, să le arătăm că se poate face din turism, se pot face și bani, dar în același timp poți să trăiești împreună cu natura și în tradiție. Să înțeleg că odată ce se promovează turismul, se dezvoltă turismul, să spunem o pensiune poate să devină o afacere de familie, iar tinerii să rămână să se ocupe îndeaproape de ea și până la urmă satul... Din această zonă să se repopuleze cei plecați să se întoarcă și să găsească oportunități aici. Da, Într-adevăr, se poate. Se poate și ceea ce este trist și poate alarmant. Puțin, este faptul că trebuie să vină străinii să ne arate că noi avem o zonă pe care putem să o promovăm, pe care putem să i aducem plus valoare și să o facem cunoscută lumii întregi. Deci vin străini care ne zic, e foarte frumos, noi nu vedem, noi ne obișnuim, noi nu vedem valorile pe care le avem. Și vin străini și ne atrag atenția, voi aveți aici ceva pe care, pe care trebuie să vă folosiți de el, păcat de locurile și păcat de natura pe care, păcat de lucrurile pe care natura ne le oferă și nu, nu suntem în, în armonie cu ea. Sunt oportunități, important este ca cineva, ca dumneavoastră și ca mulți alții să demareze asemenea proiecte, ca zona să se transforme, să devină turistică, peisajul oferă... Da, deci peisajul, oamenii din, din toate zonele rurale, cred că în zonele rurale există oameni de valoare și sunt. Deci prin propria experiență spun că sunt oameni de valoare și trebuie să le dăm mai multă valoare, să prindă curaj și să fim o comunitate unită.